După pui de moroșan. Hai să avem și noi neveste. Da. Vreau să invit în scenă o interpretă de muzică populară care o zis că va țuca, niațuca și se cheamă Nițuca. Nițuca Iusco, în aplauzele noastre, alături de Mieță Chiș, șetierașul vestit al Maramureșului. Hai dați-am ei, hai dați-i, uite, mândră flor, mândră flore trandafir, păi vină încoace să te țuc. Ai, țucă sufletelul tău, merită, merită. Știi ce îmi pare rău? Îmi pare rău că ți-ai măritat. Ești pe bune. Îmi pare rău, cu regrete în suflet aduc la cunoștință faptul că s-o măritat Nițuca. Și pe asta e. Casă de piatră, să trăiești fericit alături de soțiorul tău. Mulțumesc din suflet. Numai bucurie și fericire. Și o să ne încânt în seara asta, așa e? Cu mare, mare dragoste. Aplauze! Bine v-am găsit! Vă salutăm cu tot dragul! Ne bucurăm din suflet să fim în această minunată seară aici la dumneavoastră! Lucru pentru care vrem să mulțumim domnului primar pentru invitația făcută. Vrem să mulțumim întregii echipe For You FM, televiziunii TV Bistrița. Și nu ne dorim altceva decât ceea ce o să o cântăm în această seară să fie pe placul dumneavoastră, să ajungă la sufletul dumneavoastră. Mulțumesc!
Și următoarea melodie vreau să o dedic tuturor doamnelor, domnișoarelor, tuturor soacrelor să trăiască. Să bem și noi câte o leacă, să cântem cât un ghicuț, bărbații să nu ne-ntreacă, să ne ținem și un răguț. Grijă nu porți, până nu ești măritată și nici o grijă nu ai. Cu bărbat și soacră în casă, atunci ai tati în pământ. Și mai dai și păstul mut, ai moarte, n-ai știut. Pare-ți rău că n-ai făcut, mai și de vremea m-a trecut. Nu-i bine și nu-i place, trebuie să te sfădești. Să trăiască toate soacrele, să ne ierte, că așa-i cântarea. Cine nu-i dizina cu-i gura, așa-i strigătura. Da, apoi nororii nu sunt proste, să nu creadă soacrele. Nu faceți voi ala soacre, poruncesc nororile. Ai dat cu ele de păreți, atunci ai ales să tacă. Până ori vine steale verzi, Doamne, ce nu vor de treabă. Dați cu ele de păreți, atunci ai ales să tacă. Până ori vine steale verzi, Doamne, ce nu vor de treabă. Vă mulțumesc din suflet! Ce te rugă-le
pe tine mă tochez. Măi, dorule, dor, dar după cine mă-i tochez. Măi, dorule, dor și dor, după mândroi nebunii. Măi, dorule, ce mai mândru în asta viață, ce idee și strânge în brațe. Măi, dorule, dor, ai în lume cu ce te alegi. Măi, dorule, dor și dor, cât ai trăit să-ți petreci. Măi, dorule, dor. Oare numai mie?
miłości, niczym mama nie iubește. Stekłem prosto do hemieste, wynikam și se gândește. Cum o poșeți o făcut, nie rețai o trecut. Cum o poșeți o ajuns, e repede s-o dus. Facem o vârtită frumoasă ca la Maramo. Un pic mai tare zâmbura dacă se poate.
Și îmi place a cânta măietorul Leitor. Păi a cânta și a juca măietorul Leitor. Să vedem.
pentru această îndrăgită, pentru mirii mei de sâmbătă de aici, de la Sfânt Dumnezeu, să trăiască, să aibă noroc, fericire. Când am avut căi nuntă de sat, măi, dorule, dorule, lucru mi lase lucrat, măi, dorule, dorule, mă aduc să cânt și să joc, măi, dorule, dorule, lumea pe mână să-mi torc, măi, dorule, dorule, Thank you.
Dacă o trăi, verde și trângat, mă tică, mă spune sar. Să facem Andrăgușul Midiac pentru Feciorul Diacului și pentru toți fermezenii să trăiască. Nu-i colegul meu, nu-ți vede aici, dar încerc să o cânt și singură. De colegul meu, Mihai Kiș.
din suflet. Mulțumim frumos de primire. Mulțumim încă o dată domnului primar pentru invitație. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și petrecere frumoasă în continuare. Mulțumim mult că ați fost în seara asta alături de noi. Tătătătă e transpirată, tătătătă e asudată, e obosită fata, o vin de la cântare și mere la culcare. Nașu, uite-te aici la zongură. Ar toate strunele zrupte. Băi, de mine zici cum... Nițuca transpirată. Domnul Chișu e bun, el e singur întreg, singurul moroșan ce-a rămas întreg. Domnul Chișu e cel mai bun, mă, tată. Hai, mi-ai eu. Mulțam fain, o să se bea o bere când am bani. Păi ia că mă duc că dă primar. O zis că o bere în seara asta. Ce să-și dă primar? Dacă n-aveți bani, hai. Așa. Vigeți, cu 500 de euro căpătați de la primar. Vigeți acolo la prima tarabă că am plecat. Să pregătiți în valoare de 500 de euro. Nu așa. Mulțumim. Domn primar, ai ceva să le zici în seara asta? Adevărul e că nu mai prea am ce zice, am rămas fără cuvinte. Mulțumesc și la Nițuca Iusco. Nu mai fost la noi, cântă deosebit de bine și am văzut și știți ce m-a făcut să cred că cântă extraordinar de bine? Eu recunosc, am recunoscut întotdeauna că nu sunt adeptul muzicii populare, dar încât vedem aici în fața scenei încă sute de oameni, înseamnă că oamenii au fost încântați. Încă să știți că surprizele nu s-au terminat pentru dumneavoastră. În scurt timp, nu știu, o jumătate de oră, 40 de minute, avem pregătit și un foc de artificii extraordinar. Așteptăm doar să fac un pic întuneric și veți vedea și un foc de artificii splendid. Așa cum obișnuim aici la Spermezeu, întotdeauna să facem ca lucrurile să iasă bine până la capăt. Dar am spus-o și o repet încă o dată, tot ce e bun, ține puțin tare. Și ia că și aceste momente deosebite îs spre final. Și nu pot altceva decât să le mulțumesc tuturor celor care s-au străduit ca acest eveniment să iasă deosebit de bine. Atât din partea presei, din partea televiziunilor, din partea radioului For You FM, din partea artiștilor, din partea colegilor din primărie, pentru că vreau să vă transmit că nu este ușor să organizezi un asemenea eveniment. Probabil din afară, așa cum se văd toate lucrurile ca și într-o casă, din afară se văd că toate sunt roz și frumoase, dar este o greutate și o responsabilitate imensă și o strădanie ca toate lucrurile să iasă pe placul dumneavoastră. Dar eu cred că am reușit împreună cu dumneavoastră, împreună cu cei care au transmis evenimentul respectiv, ca evenimentul să iasă bine. Am dreptate sau nu? Un pic mai avem de stat să vedem și focul de artificii și după aia de mâini încolo fiecare la lucrurile noastre pe care de care ne-am deconectat două zile. Dacă aveți careva care încă nu v-ați mulți, Vașile, aici și Ionuț și Cunașul, care după ce Florin, pleacă de aici... Florin, nu mă botezi. Așa, Florin și Cunașul vin și vă ajută să mulgeți Vașile, ca să nu rămână nemulsă pentru seara asta. Vroiam să cred și eu că după muncă există răsplată, dar iată că după muncă există muncă. Adică, Sebi, mulți de vaci, mulți de oi, mai înainte trecut caprele. Da. Caprele, domn primar, să știți. A, și cum e vorba lui Văru, știi? Să moră capra, să moră lui. Să moră capra, primarul. Lasă moră menul vecinului. Lasă moară toate caprele răioase, rămână în ograda noastră numai cele sănătoase. Mulțumim domnului primar pentru această zi splendidă, minunată, de duminică, merită toate aplauzele și toată stima, domn primar. Mulțumim fain că ne-ai invitat, mulțumim fain că ne-ai omenit în ziua asta și promitem că dacă ne votezi și noi te-am votat în continuare. În primul rând, dați-mi voie să-i spun la mulți ani domnului primar, la mulți ani vouă tuturor locuitorilor comunei Spermezeu. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați primit cu atâta căldură. Salutăm și colegul nostru de la Sunet, aplauze și pentru el. Mulțumim din suflet că ne-ați ajutat să fim aici împreună, atât față în față cât și pe radio. Mulțumim TV Bistrița, o seară faină tuturor, noapte bună, Doamne ajută! Dragi ascultători, mâine dimineață nu uitați emisiunea Voia Bună să se audă, rămâneți pe același radio popular For You FM pe 94,4. Doamne ajută, v-am pupat dulce de... Mua! Așa, hai Sibi! Așa că nu vă îndepărtați tare pentru că, cum v-am spus, în câteva minute și focul de artificii îl vom pregăti. Până atunci, chiar dacă nu mai sunt artiști pe scenă, vă vom încânta în continuare cu muzică, așa cum e la pick-up, cum se zice, dar...
cu siguranță au reușit artiștii care au cântat până acum să vă îndulcească inimile și merită să mai așteptați o jumătate de ceas. Și să nu uităm și pe domnii care ne-au asigurat ordinea și liniștea. Mulțumim, fain, sărbătate maximă! Florin Cilica sunt eu împreună cu Neașu Sebică și domnul primar al comunei Spermezeu, Sorin Hognoci, vă urează o seară super, super faină! Doamne ajută! Le mulțumesc și eu celor care au asigurat faza și ordinea și încă o dată o seară deosebită și la mulți ani, o să vă spun un pic mai târziu, în 20-30 de minute.